România a fost anul trecut pe ultimele 10 locuri în Europa în funcție de creșterea numărului de pasageri, în urcare cu 5,1% față de anul anterior. Cele mai slabe rezultate le-au avut anul trecut Slovenia, unde numărul de pasageri a scăzut cu 1,7% și Slovacia cu un declin de 4,8%. Dintre cele mai mari 5 piețe ale aviației europene, Marea Britanie a mers cel mai prost, cu o creștere de doar 4,1% a numărului de pasageri, 222 de milioane transportați anul trecut față de 2010, în timp ce Italia a avut cel mai bun rezultat, cu o creștere de 6,4%, 149 de milioane de pasageri. Impunerea unei taxe eco în Germania a dus la o creștere de sub 5%, 199 de milioane de pasageri, în ciuda economiei mai sănătoase. În Spania, creșterea a fost de 6%, la 204 milioane pasageri, iar în Franța de plus 6,2%, 141 milioane pasageri. Operatorul aerian de linie TAROM a transportat anul trecut 2,9 milioane de pasageri, nivel similar cu cel înregistrat în 2010, pierzând pentru prima dată poziția de cel mai mare transportator aerian, loc obținut de Wizz Air după o creștere de 29% la 2,7 milioane de pasageri.